Festivalul Concurs Național de Folclor Ponoare-Ponoare s-a impus de-a lungul timpului ca un eveniment folcloric de referință pe harta culturală a României, aducând la oaltă, an după an, tineri talentați din întreaga țară, uniți de pasiunea lor profundă pentru muzica tradițională românească. Desfășurat în nordul Mehedințiului, lângă podul lui Dumnezeu, acest eveniment a ajuns anul acesta la vârsta majoratului. Dedicat descoperirii și promovării noilor talente în domeniul folclorului, festivalul reunește interpreți pasionați, dornici să păstreze vii tradițiile muzicale ale țării noastre. Și la preselecția din acest an s-au prezentat mulți tineri dornici de afirmare. În urma unei selecții riguroase, juriul de specialitate a selectat 19 interpreți, soliști vocali și instrumentiști, care au rămas în competiția festivalului. Mă pregătesc să intru la acest festival foarte mare, este al doilea an în care particip. Am mai participat și la alte festivale, la festivalul Domnica Trop, unde am obținut trofeul. Și am foarte mari emoții și de-abia aștept să intru pe scenă. Sunt fiica satului Ponoarele. Nu este pentru prima dată când particip la acest festival minunat. Este al doilea an, iar anul trecut am ocupat locul 3 și anul acesta sper să sar peste locul 2, pentru că nu îmi place și sper să ajung la locul 1 și să-mi fac sătenii mândri de mine. Mă bucur tare mult că acest festival e de o mare amploare, lumea ne vizitează, iar aici la noi este parada Portului Popular, ceea ce este cel mai frumos pentru că copiii scot din lazda de zestre a bunicilor cele mai frumoase costume mehedințene și nu numai. Ca niciodată voi fi prima în festival, eu de obicei eram printre ultimii și se strângeau mai multe emoții, dar acum, fiind prima, consider că sunt și mai multe. Și sper să fie bine. Abia așteptăm premierea. Mă pot considera norocos că am reușit să trec preselecția Festivalului Național de Folclor Ponoare-Ponoare și că am ajuns aici, m-am întâlnit cu colegi dragi pe care i-am întâlnit și în alte festivaluri și am întâlnit și acum. Avem emoții pentru că este firesc să avem emoții, dar credem că o să fie constructive și că totul o să fie frumos. Iar Festivalul Ponoare-Ponoare pentru mine va rămâne memorabil pentru că am cunoscut oameni minunați aici. Vin în zona de munte a județului Mehedinți pentru a arăta și frumusețile din zona de câmpie a acestui județ. Mă mândresc că reprezint acest județ și în special lunga Dunării. Acum 2 ani am participat la acest festival și anul acesta mizez pentru a câștiga un premiu. Veniți din toate colțurile țării, aceștia au urcat cu emoție și bucurie pe scenă. Fiecare participant a avut ocazia să interpreteze doine, balade și cântece de joc, oferind publicului și juriului momente autentice de emoție și virtuozitate. Ediția a fost o ediție foarte reușită. Mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-e drag că vin concurenți din toată țara și nu pun la îndoială și la tăgadă că știți cum sunt, bănuții de drum, îți trebuie costum, îți trebuie anumite lucruri să apari în fața oamenilor și pe scenă. Ești artist până la urmă și nu poți să te prezinți oricum. Și atunci mie mi s-a părut și nu mi s-a părut, chiar pot să spun cu certitudine că a fost o ediție foarte reușită, concurenți foarte buni. Problema este așa, că toată lumea spune de ce n-am câștigat astăzi. Nu, am luat trofee cu dăți în urmă. Da, e adevărat. Însă, atunci, în momentul acela, în acele 3 minute, tu trebuie să știi, ca și artist pe scenă, viitor artist, să dai tot ce poți tu mai bun. Și atunci, când ai reușit să faci acest lucru, ai trecut dincolo. Dacă nu, asta este o zi proastă, o zi mai puțin bună și nu este o tragedie. Până la urmă, este o competiție și trebuie să o luăm ca atare. Concurenții au așteptat cu nerăbdare seara de gală. După îndelungi deliberări, juriul celei de-a 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor Ponoare-Ponoare a decis care sunt laureații acestei ediții. Ne-am bucurat să vedem în scenă tineri interpreți
care promit foarte mult, care sunt foarte talentați și, de altfel, a fost o concurență acerbă. Jurul a avut, eu știu, o atitudine care, pe care trebuie să o aibă de rigurozitate și de alegere până la urmă dintre cei mai buni pe cei mai buni. Îi felicit pe toți concurenții, au fost buni, a fost o concurență bună și foarte mulți copii au plecat de aici cu un premiu. Au fost 12 premii și ne-am bucurat să îi jurizăm în acest an, iar eu în calitate de președinte de juriu am avut colegi cu care am fuzionat, am fost la unison și am ales, zic eu, pe cei mai buni din acest festival. Un festival cu o istorie frumoasă, a ajuns la majorat, iată, și de altfel sper ca și anii următori să întâlnim și să, iată, toate comunele care promovează tradițiile, folclorul, să se implice cât mai mult. Pentru că avem nevoie să înțelegem că folclorul este parte identitară a neamului românesc și ne reprezintă pe noi ca români și să păstrăm aceste comori ale neamului nostru. Laureații celei de-a 18-a ediție a festivalului Ponoare Ponoare cu emoție și-au primit premiile care au venit ca o încununare a multor ani de studiu și căutări. Țin să mulțumesc tuturor care au contribuit la formarea mea ca și instrumentist pe drumul acesta, onoratului juriu de asemenea, care mi-a acordat acest premiu, la care nu mă așteptam, deoarece a fost o competiție strânsă, toți instrumentiștii și soliștii vocali au fost pregătiți și nu în ultimul rând, orchestrei, care a dat dovadă de un profesionalism aparte, reușind să acompanieze fiecare concurent care provenea din diferite zone ale acestei țări, condusă de domnul Marian Magheru. Am luat premiul întâi la Festivalul Ponoare Ponoare din Mehedinți. Sunt foarte emoționată și mulțumesc din suflet juriului, publicului minunat și orchestre minunate și domnului dirijor Marian Magheru pentru susținerea acordată. Sunt foarte încântată să duc premiul întâi în Prahova la mine, în comuna Lipănești. Mă bucur tare mult că am reușit să fiu pe placul oamenilor de aici și că am reușit să le ajung la suflete, ceea ce mi-am și dorit de la început. Mă bucur tare că mă duc acasă, la Bistrița, cu aprecierea oamenilor de aici, de la Ponoare. Și mi-a făcut plăcere să mă reîntâlnesc cu artiști, cu colegi. Și o să revin cu siguranță aici la Ponoare. Având în vedere că este prima participare la acest concurs, nu mă așteptam absolut deloc să obțin acest premiu important. M-am emoționat când juriul a venit la mine să mă felicite, mi-au spus că meritam din plin și m-am emoționat foarte tare. Mulțumesc tuturor! Și la anul îmi doresc să fiu mult mai bună și să muncesc așa cum mi-au spus domnii din juriu. Țin să mulțumesc juriului pentru premiul oferit, pentru că a avut încredere în mine oferindu-mi acest premiu, orchestrei care a fost pe măsură a festivalului, orchestră minunată condusă de domnul Marian Magheru, organizatorilor, domnului primar, o organizare foarte frumoasă, rar văzută. O zi în urmă a fost hora satului, o horă foarte frumoasă. Îi mulțumesc domnului Cezar Cazanoi pentru truda oferită și munca de a mă susține în latura aceasta artistică. Și aici la Podul lui Dumnezeu, dacă aș rezuma tot interviul într-o propoziție, aici la Podul lui Dumnezeu s-a văzut mâna lui Dumnezeu prin premiul oferit mie. Trofeul celei de-a 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor Ponoare Ponoare a plecat anul acesta în Botoșani. Marele premiu s-a dus la Botoșani,
o tânără interpretă care promite mult, cu un stil aparte de interpretare, autenticitate, costum foarte frumos și o atitudine foarte bună în scenă. Pentru că, înainte de toate, trebuie să înțelegem noi ca specialiști și tinerii trebuie să înțeleagă că ei trebuie să ajungă la sufletul publicului. Pentru a fi artist, trebuie să transmiți un mesaj. Și acest lucru ne-a transmis Sabrina, o tânără interpretă care, iată, pleacă la Botoșan cu trofeu. La siret, la nămăloasă, of, of. Hei, la siret, la nămăloasă, unii suni ca mireasa, sărmânii ca voini dânsă, of, of. Nunta pe gheață trecea, of, of. Hei, nunta pe gheață trecea, mireasa așa striga. Hei, nu mâna, nașule, cai, uite gheața cum se tai. Dar nașul era cam bat, of, of. Hei, nașul era cam bat. Și el cai o mânat, sărmânică văinii dânsă, of, of. Dată-te nunta, Sonia Catov. Hei, dată-te nunta, Sonia Cat. Numai nirile a scăpat, cu doi vornișii din sat, of, of. Un cal negru încălecat. Bravo! Bine! Sunt foarte bucuroasă că o să duc acest trofeu la mine acasă, la Moldova. Abia aștept. Am niște emoții mari, rău de tot, dar mă bucur din suflet că am participat anul acesta la acest festival. Am participat și anul trecut, am luat 3 și anul acesta am luat trofeu. Abia aștept să vin și anul viitor ca laureată să cânt și mulțumesc mult! Să-l locuim la șeși troști, trânim tirurile la șine să facă găluști, trânim tirurile la șefitore la cuptore, trânim tirurile la șefa vară din hovore, trânim tirurile la valta șei din gospodare, trânim tirurile la șeși noi din la cândare, trânim tirurile la dragi ui din radauțe, trânim tirurile la șeși știi din fratauțe, trânim tirurile la ui 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 și iară, la tare, mă mai plașa mă, pregătesc o acăgane ca să cânt la udare, mă! Lumea dă-te o vinete, trânem tirulindr, la mirea sa sunt pregătite, trânem tirulindr, la lochii albă și șercoțe, trânem tirulindr, la și-o uita de ei drăguțe, trânem tirulindr, la pierinii frumos ca bradu, trânem la ploaie nu mai este altul, trânem tirulindr, la ca și-o bradu din primote, trânem tirulindr, la dopa el m-a plânge multe, trânem tirulindr, la măi uiu și iară, iutare, eu mai plașa mă, pregătesc o gacu bani ca să-i cânt la utare, mă! Nu te
voie bune. Trânim, trânim, drânașă, nanașă, spii masure. Trânim, trânim, drână, nanașă, ca șef frumoase. Trânim, trânim, drână, poftă, știu lumea la masă. Trânim, trânim, drână, nanașă, o îngăscăldare. Trânim, trânim, drână, pun regimul în pahare. Trânim, trânim, drână, uite pe lumea și stăște. Trânim, drână, drânașă, la tăstii mulți alăște. Trânim, trânim, drână, păi, ui, ui, și iară, iutare, nu mai plășea mă. Pregătiți spăga cu bani, ca să gâti la utare. Dar n-aș un gospodar, pe nici nu un pahar. Că așa nu te năzvide, nu mă o văd, baba mea. Bravo, Sabrina! Mulțumesc, Sabrina! Festivalul Concurs Național de Folclor Ponoare Ponoare nu este doar o competiție, ci și o platformă de lansare pentru tinerele talente. Mulți dintre laureații edițiilor precedente au continuat să se afirme pe scenele naționale și cu emoție au revenit la ponoarele. Anul trecut am obținut marele trofeu al acestui festival. Vreau să mulțumesc juriului pentru încrederea acordată și tuturor celor implicați. Iar acest loc, Ponoarele, din județul Mehedinți, eu cred că este un loc binecuvântat de Dumnezeu. Îmi place acest peisaj, mă regăsesc în el și le spun telespectatorilor și nu numai concurenților să vină aici. Nu au nimic de pierdut. Iar dragilor concurenți, le sugerez să vină la acest concurs pentru că este un concurs de renume și foarte mare. Organizarea este de nota 10 și toți oamenii sunt calzi aici și primitori. Tot ce dorești. Am fost fascinată încă din 2022 de ținutul acesta minunat de oameni, de căldura cu care m-au primit. Într-adevăr, nu a fost ușor atunci, pentru că eu venind din Oltenia, fiind o zonă de muntoasă, m-am acomodat mai greu și am avut unele probleme cu vocea, dar bunul Dumnezeu întotdeauna le dă oamenilor buni ceea ce merită. De aceea, atunci în juriu, nu pot să nu o menționez pe doamna Niculina Stoican, care însă și mi-a acordat trofeul. Vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în această seară aici, vreau să menționez faptul că toți concurenții sunt foarte, foarte buni și vreau să le spun un mesaj foarte important pe care să-l țină minte, acela că chiar dacă eu am câștigat un premiu sau ei vor câștiga un premiu, vocea lor trebuie să se audă peste tot, indiferent de premiul pe care îl câștigă. Eu am câștigat atât trofee cât și premii, de la mențiuni până la premiul întâi, dar pentru mine cel mai important a fost că am putut să ajung în inimile oamenilor și asta contează pentru un solist. Mă bucur din suflet că am revenit la Ponoare, aici la podul lui Dumnezeu. Sunt tare bucuros că în acest an, iată, am revenit în calitate de laureat, pentru că în anul 2021 am reușit să obțin marele premiu al acestui minunat festival Ponoare Ponoare. Este o mare bucurie pentru mine și emoțiile mă copleșesc pentru că doar ce am coborât de pe scenă, iar publicul a fost pe măsură aici și parcă și oamenii sunt mai aproape de Dumnezeu, pentru că îi desparte podul lui Dumnezeu. Și este o deosebită plăcere de fiecare dată când am șansa să revin pe aceste plaiuri minunate. De-a lungul celor două zile ale festivalului, alături de concurenți și invitați, a fost orchestra ansamblului profesionist Danubius dintr-o Beta Turnu Severin, condusă de profesor Marian Maghieru. Suntem mândri că, iată, ne aflăm la majoratul acestui festival Ponoare. Publicul a fost numeros, festivalul a fost unul destul de greu, dar sunt bucuros și apreciez și felicit, primul rând, pe domnul primar,
domnul Pătrașcu, pentru organizare. Pentru că la un astfel de festival, dacă nu ești organizat și nu te pregătești din timp cu partituri, au fost concurenți din mai multe zone etnofolclorice din România și a fost de muncă. Echipa se formează foarte greu, dar spre surprinderea mea se găsesc copii, eu așa îi numesc pe toți din orchestră, copiii mei, știu de când erau în clasa 4-a, 5-a, i-am luat la orchestră, iar acum au crescut, majoritatea sunt deja majori, exact cum este și festivalul nostru și de la an la an muncim să fim din ce în ce mai buni. Grație acestui festival, La Ponoarele, în nordul Mehedințiului, a fost o adevărată sărbătoare a cântecului popular românesc. Seriile de concurs s-au încheiat cu nenumărate recitaluri spre deliciul publicului spectator. Fata cu lanțul La Ponoarele! Ia-ți fata cu danțul, lai-lai-la-lai-la, nepoata lui Ganțul, lai-lai-la-la. Dulce languriță, lai-lai-la-lai-la-la, cu flori pe rochiță, lai-lai-la-la-la. Dulce languriță, lai-lai-la-lai-la-la, cu flori pe rochiță, lai-lai-la-la-la. Hai hop și ar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Hai da hop și iară hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Ia-ți fata ce-n munță, lai-lai-la-lai-la, de la Mehedință, lai-lai-la-la. Ia-ți fata ce-n munță, lai-lai-la-lai-la, de la Mehedință, lai-lai-la-la. Când cu glas curat, lai-lai-la-lai-la-la, de lângă Banat, lai-lai-la-la-la. Când cu glas curat, lai-lai-la-lai-la-la, de lângă Banat, lai-lai-la-la-la. Hai hop și iar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Hai da hop și iar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Făcută-s făcută, lai-lai-la-lai-la, mai cu vreme multă, lai-lai-la-la. Făcută-s făcută, lai-lai-la-lai-la, mai cu vreme multă, lai-lai-la-la. Și nu-s ca oricare, lai-lai-la-lai-la-la, ce-ai am ca tare, lai-lai-la-la. Și nu-s ca oricare, lai-lai-la-lai-la-la, ce-ai am ca tare, lai-lai-la-la. Hai hop și iar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Hai da hop și iar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine.